Întreprinderea de lactate din orașul Râbnița nu mai funcționează, anunță autoritățile din regiunea de est a Moldovei. Sistarea activității s-a realizat pe motiv că întreprinderea a înregistrat mai multe încălcări ce nu au fost înlăturate în termenele stabilite. Astfel, autoritățile autoproclamate RMN anunță că o mare parte dintre încălcări sunt legate de exploatarea neregulamentară a obiectivelor industriale ale combinatului, inclusiv cele care prezintă pericol pentru orașul Râbnița. Totodată au expirat termenele de valabilitate ale autorizațiilor eliberate întreprinderii pentru eliminarea substanțelor dăunătoare. De asemenea, la combinatul de lactate din Râbnița au fost depistate fapte de nerespectare a normelor de securitate a muncii, precum și contravenții în stare să influențeze negativ calitatea producției. Autoritățile din stânga Nistrului insistă asupra lichidării pe etape a încălcărilor depistate la combinatul de lactate din orașul Râbnița. Agentul economic are o datorie de aproape 270.000 de dolari, iar suspendarea activității va spori cifra de pierderi și datorii. Precizăm că directorul combinatului a fost arestat în luna decembrie 2013 pe teritoriul orașului Râbnița și extradat structurilor de drept din Odessa. O serie de întâlniri ale tinerilor cu martorii vii ai operațiunii Iași-Chișinău au loc la Râbnița. În 2014 se împlinesc 70 de ani de la victoria trupelor sovietice asupra forțelor germano-române în lupta pentru teritoriul dintre Prut și Nistru, numită operațiunea Iași-Chișinău. Tot atâția, 70 la număr, sunt veteranii de război care mai sunt în viață azi în raionul Râbnița. Pavel Hlăstal a fost artilerist în timpul operațiunii Iași-Chișinău, un ostaș care nu se întreba pe atunci cum va fi tratată istoria peste ani. Я участвовал по направлению Сергеева. Сергеева, я начал Сергеева и кончил в Австрии, город Вена, это столица Австрии. Там я получил этот медаль за орден славы, этот не орден славы, медаль за взятие города Вены. Relatările unui martor viu al acelor lupte, care au luat mii de vieți omenești, indiferent de vârstă sau naționalitate, îi lasă uimiți pe tinerii care, spre finalul discuțiilor, au doar o singură întrebare. Cum acești oameni înfruntau pe atunci frica? A хто не боїться? Якщо в тебе стріляли би, то було б страшно. Так от мені було страшно, я відбивався. Вони мені з карабіна, я з них орудя. 122-мм наводчиком був. Нам дають передової оттуда координати. Там наблюдають командир батареї, да. На передовій сидить, а ми стоїмо там 10-5 кілометрів ззаді. Evenimentul a fost organizat de tinerii din Râbnița în parteneriat cu Centrul de Creație pentru Copii și Tineri din oraș. Aceste mărturii devin tot mai importante pentru tânăra generație, în condițiile în care evenimentul istoric și consecințele lui sunt astăzi tratate contradictoriu, chiar și în manuale, ne spun organizatorii. Мне кажется, нужно верить больше свидетелям, может, с какой-то стороны архивам, потому что учебники даже наши трактуют так, как, ну, как бы хотят это преподнести. Кто-то когда-то сказал, что новая война не начнется до тех пор, пока люди помнят старую. И мне кажется, очень важно, чтобы все присутствующие здесь действительно как бы вспомнили хотя бы на одну минуту, что было такое, это очень страшно, это тяжело, и что такого повторять действительно нельзя. Tinerii din Râbnița colectează mai multe istorii, documente și mărturii despre război pentru muzeul din oraș. Acestea vor fi prezentate publicului cu prilejul a 70 de ani de la operațiunea Iași-Chișinău. Arhive сейчас очень легко идут и с доброжелательностью идут на контакт с людьми, если кого-то что-то интересует. Если меня интересует справка о моем прадеде или дедушке, то все-таки архивные данные. Интернет-ресурсы не всегда есть правильно и правдоподобно. Pe lângă completarea arhivelor despre război, tinerii îi ajută cum pot pe veteranii care mai sunt în preajmă. Дети относятся к такого рода мероприятиям очень тонко, очень с глубоким пониманием и мало того, каждая школа шефствует над ветеранами, которые проживают близ лежащие школы. Дети выполняют работу, сходить в магазин, дети ходят в аптеку, дети приносят воду, дети колят дрова, чистят снег. Поэтому традиции, я считаю, что очень сильные.
Operațiunea Iași-Chișinău a cuprins luptele dintre armata sovietică și forțele aliate germano-române de la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie 1944, sfârșindu-se cu pierderi de ambele părți și modificarea liniei frontului, dar și ieșirea României din război și trecerea de partea aliaților antifasciști. Pe 24 august 1944, armata sovietică a obținut victoria împotriva trupelor germano-române și și-a restabilit controlul asupra Basarabiei, care a devenit ulterior Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Marina Angel, Ruslan Șolcan, de la Râbnița pentru Elita TV. Autoritățile de la Tiraspol nu se lasă de liceul Lucian Blaga din localitate. Directorul instituției Ion Iovcev a fost citat de așa zi și procuror pentru vineri 14 februarie. Potrivit lui Iovcev, așa numita procuratură din stânga Nistrului urmează să-i solicite datele financiare ale liceului. Precizăm că presiunile asupra liceului cu predare în limba română Lucian Blaga au început încă din decembrie anul trecut. Săptămâna trecută, șeful, contabila și șoferul instituției au fost reținuți fiind învinuiți de contrabandă. Autoritățile de la Chișinău au calificat aceste acțiuni ale Tiraspolului ca fiind unilaterale, cu scopul de a destabiliza relațiile dintre cele două maluri ale Nistrului. Procuratura Generală de la Chișinău a deschis un dosar penal pentru reținerea directorului, contabilei și a șoferului liceului cu predare în limba română Lucian Blaga de la Tiraspol. Despre asta anunță Procuratura Generală. Astfel, procurorii au declanșat o cauză penală pe faptul privării ilegale de libertate a directorului liceului Lucian Blaga din Tiraspol și a unor angajați ai instituției de învățământ. Pentru privarea ilegală de libertate, legislația Republicii Moldova prevede o pedeapsă cu închisoare pe un termen de la 3 la 7 ani. Procuratura va informa despre evoluția acțiunilor urmăririi penale pe acest caz. Precizăm că pe 5 februarie 2014, în regiunea satului Parcani, raionul Slobozia, de către reprezentanții forțelor neconstituționale ale regiunii transnistrene, au fost reținuți și privați ilegal de libertate directorul liceului Lucian Blaga din orașul Tiraspol, Ion Iovcev, contabilul și șoferul. Militarii căzuți în războiul din Afganistan au fost comemorați pe ambele maluri ale Nistrului. Din cei peste 12.000 de ostași din Moldova care au plecat în Afganistan, peste 2.000 sunt din stânga Nistrului. La Râbnița, un concert dedicat aniversării a 25 de ani de la retragerea trupelor militare sovietice din Afganistan a început cu un minut de reculegere în memoria celor 9 militari din raion care și-au pierdut viața în acele lupte. Это люди, которые взяли в свои руки оружие не по своей воле, но честно и добросовестно выполнили свой воинский патриотический долг. Оставили там самое дорогое – свои жизни. Скорбный груз 200 пришлось встречать и нашему городу и району. 9 человек, 9 молодых жизней унесла эта война. Этот день стал днем памяти всех, кто прошел по дорогам афганской войны. Всех, кто был непосредственным участником этих героических и трагических событий. 54 de ostași din stânga Nistrului și-au pierdut viața în războiul din Afganistan. Veteranii războiului din Afganistan spun că ziua de 15 februarie înseamnă pentru ei în primul rând sfârșitul acelui război. De atunci însă, Afganistanul a intrat pentru totdeauna în viața lor, iar în societatea noastră, prin cântecele, versurile și amintirile participanților la război. 25 лет. Вывода советских войск из Республики Афганистан. Не знаю, кто как называет эту дату. Для нас она, наверное, звучит как окончание войны. Мы ее не проиграли. Мы выполнили долг. Я надеюсь, честью это оценил народ. Афганистан прорвался в наше общество своими песнями, своими стихами, воспоминаниями участников этих событий. Вас не в чем упрекнуть. Вы свой долг выполнили достойно. Поздравляю вас с 25-й годовщиной окончания боевых действий и вывода советских войск с территории Афганистана. Личный состав частей и соединений проявил мужество и героизм и до конца выполнил свой воинский, патриотический и интернациональный долг. Я искренне желаю всем вам, вашим семьям, родным и близким,
крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно, мира на земле. Эхо дальнего боя заблудилось в горах, материнскую болью отозвавшись в сердцах. И поник головою посидевший комбат, лишь мужской слезою затуманился взгляд. 13 veterani ai războiului din Afganistan din raionul Râbnița au primit diplome de onoare pentru curaj și vitejie cu care au luptat în timpul războiului din Afganistan. Concertul a continuat cu participarea colectivelor artistice din Râbnița și Rezina, iar în holul Palatului de Cultură din Râbnița și la Muzeul Gloriei Militare din oraș a fost deschisă o expoziție consacrată aniversării a 25 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Din 207 ostași care au plecat la războiul din Afganistan, 9 și-au dat viața în lupte. Peste 12.000 de ostași moldoveni au participat la luptele din Afganistan între anii 1979 și 1989. Războiul a durat 9 ani, 1 lună și 19 zile și a răpit viețile a peste 300 de moldoveni. 4 au fost dați dispăruți, iar mii de persoane suferă și acum de diverse maladii. Mulți dintre acești oameni au ajuns invalizi încă la vârsta de 45 de ani. Marina Angel, Ruslan Șolcan, de la Râbnița pentru Elita TV. O placă comemorativă a fost instalată la Râbnița în memoria lui Piotr Grițișin, unul dintre cei 9 militari din raion care și-au pierdut viața în războiul din Afganistan. Placa a fost instalată pe sediul școlii numărul 6 din orașul Râbnița, unde a învățat Grițișin. Стало хорошей традицией устанавливать мемориальные доски на зданиях тех школ, в которых учились воины-интернационалисты. Как напоминание о том, о тех трагических и героических событиях 25-летней давности молодому подрастающему поколению. Сегодня много говорят о тех событиях, их оценивают по-разному. В школах учатся мальчишки, в которых уже природой заложена стойкость, сила духа, мужество, которое делает из мальчиков не только мужчин, но и творит из них настоящих защитников Отечества. Ведь героями не рождаются, ими становятся... Это имеет очень большое значение, потому что всегда молодежь воспитывалась на исторических примерах, на примерах людей, которые совершали какие-либо подвиги или имели достижения перед Родиной. И Петр Иванович Грицишин, безусловно, является таким примером для подрастающего поколения. Ученики нашей школы гордятся тем, что Петр Иванович учился именно в этой школе. La inaugurarea plăcii au venit sora ustașului, foștii colegi de școală și prieteni. Мы проучились с Петей недолго, но в нашей памяти он остался как самый лучший друг, как самый лучший товарищ, как самый прекрасный одноклассник. Он действительно был самым надежным в нашем классе, самым ответственным. Где нужна была какая-то помощь, там всегда был Петя. Он был безотказный человек. Действительно, смерть забрала лучшего из нас. У нас был очень дружный класс, но судьба раскидала нас по разным уголкам всего земного шара. Но все наши одноклассники просили, чтобы в этот день те, кто остались в Рыбнице, почтили память нашего друга и нашего одноклассника. Вечная ему память. Это был мне очень близкий человек, потому что родились мы с ним в один день, вместе росли. Всегда была и компания, и школа. Все вместе. И вы знаете, до сих пор его помнят, потому что это был настолько жизнерадостный. Как он любил детей. Он в 10 классе был вожатым первоклассником. Все бегали, потому что он был 1,97 м, высокий, стройный парень. Но малышей очень любил. И вот так он, как он заботился об этих детях, когда учился в школе, так он заботился о своих солдатах. Atunci, după 2 ani de armată, mai rămâneau doar 2 luni până la revenirea lui acasă. Aici îl așteptau familia și copilul în vârstă de un anișor. Piotr Grițișin avea 24 de ani când a plecat în ultima sa misiune și nu s-a mai întors. Întreg plutonul condus de Grițișin a revenit acasă. În 85-m году он попадает в Афганистан. Командует взводом.
Почти 2 года прослужил. Может, он солдат немножко и заставлял работать, когда они не были в бою. Он всегда им повторял, что вы должны вернуться живыми. Оставалось каких-то 2 месяца, 1,5-2 месяца, и он должен был возвратиться уже с Афганистана. И с последнего рейда он не вернулся. Но весь взвод он вернул живым. После него осталась дочка, маленькая. Дочери было год, когда отец погиб. Сора лui Грицишин мărturisește că fiica ostașului locuiește în prezent în Federația Rusă și un băiețel. Femeia spune că Piotr Грицишин ar fi fost azi un bun bunel pentru nepoțelul care s-a născut acum un an. Războiul din Afganistan a luat viețile a peste 300 de ostași din Moldova, dintre care 54 din regiunea transnistreană, 9 fiind din raionul Râbnița. Alți 4 ostași au fost dați dispăruți. Marina Angel, Ruslan Șolcan, de la Râbnița pentru Elita TV. O expoziție cu amintiri din Afganistan a fost deschisă la Muzeul Gloriei Militare din orașul Râbnița. Elevii din oraș s-au întâlnit aici cu veteranii acelui război care își regăsesc chipurile și ale foștilor combatanți în fotografiile de pe stand. Amintiri din Afganistan, dintr-un război care a durat de 2 ori mai mult decât cel de-al doilea război mondial. Veteranii spun că acel război a lăsat o strânsă legătură între foștii combatanți pe care nu o poate anula nimeni, nici ambițiile politicienilor, nici crearea sau destrămarea uniunilor, indiferent despre care ar fi vorba. И мне повезло там служить с вот Александром Ивановичем Лебедем, этим Павлом Сергеевичем Грачевым. Лебедь был комбатом, Павел Сергеевич Грачев был замкомандира полка, потом еще у нас в полку. Вот. У нас очень много с этого полка сейчас и генералов, много героев Советского Союза. Сослуживец в Республике Молдова, полковник Светличный, командовал в нашем полку 7-й парашютно-десантной ротой. Он в Кишиневе председатель Союза десантников. Изумительный души человек. Поддерживаем отношения мы с ним постоянно. Вот. Высказываем то, что друг о друге думаем постоянно, в смысле и о ситуациях. Вот. Но дело в том, что, понимаете как, десантники — это такое братство, что его не разорвешь. У меня сослуживцы есть в Канаде, вот сейчас солдат мой Кадун в Оттаве живет, в Израиле, везде, в Польше есть, вот, по странам бывшего Советского Союза есть. Но нет у нас раздрая, нет раздрая. У нас есть наша десантная дружба. И вот всегда ему нужна была помощь, я ему помог. Мне нужна будет помощь, я ему помогу. Знаете, тут и разговоров. Это, я считаю, настоящая дружба. Вот. А по поводу политических, ну и как? Мы, конечно, каждый болеет за свое государство, но мы политические отношения наших государств не переносим на межличностные отношения. Tinerii spun că au ce învăța de la asemenea oameni, o lecție de patriotism pe care tinerii de azi nu o vor primi din internet, filme sau discursuri politice. Я считаю, что данные мероприятия очень помогают в воспитании нынешней молодежи, чтобы знали и помнили. Потому что не знать историю своего народа, это, ну, это нельзя так, я считаю. На нашей встрече присутствовали непосредственные участники войны в Афганистане. Они хотели донести до учащихся то, что происходило именно в Афганистане, со своих слов передать и проникнуться к душам молодых людей. 207 ostași din raionul Râbnița au fost printre cei peste 12.000 de ostași moldoveni care au participat la războiul din Afganistan. Marina Angel, Ruslan Șolcan, de la Râbnița pentru Elita TV.
Sistemul medical din țară dezbătut la o ședință specializată la Rezina. Astfel, managerii instituțiilor medicale, președinți de raioane, fundatori și alți actori interesați din raioanele care fac parte din raza Agenției Teritoriale ESTA Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, s-au întrunit la o ședință de totalizare a activităților medicale la Rezina. În cadrul ședinței, medicii au discutat despre problemele, dar și despre realizările care le-au înregistrat pe parcursul anului 2013. Spitalul Raional OK are iarăși din nou majorare a cazurilor tratate. Vreau să zic și colegii că avem, după profiluri, am anticipat ordinul comun al Ministerului Sănătății și a companiei, deci vin pacienții și se tratează. Se tratează acolo nu de ceea că suntem noi mai buni, dar cred că acolo unde sunt specialiști în raioanele care adiacente. Avem 30% în profilul chirurgical și 20% în profilul obstetrician ginecologic care vin și se tratează de noi la Urhei. Problema asigurării pacienților neasigurați. Deci, chiar dacă avem susținere de la fondator, s-au locat surse pentru pacienții, pentru bolnavi care au primit îngrijiri medicale, dar nu sunt asigurați. Vreau să spun că problema nu s-a soluționat. Deștia sunt mulți, necesită cheltuieli majore. Pacienții care nu sunt asigurați, care eu cei vin în spital cu patologie avansată, care necesită cheltuieli majore, și asta ne face careva dificultăți. Mai mult atât, suferă bolnavii care sunt asigurați. Noi mai mult ne-am axat pe calitatea actului medical. La asistența medicală specializată de ambulator s-au mărit numărul de vizite la medicii specialiști. Și în câteva cuvinte aș vrea să vă aduc la cunoștință că lucrăm și noi foarte mult în domeniul și în direcția de a moderniza instituția, baza tehnico-materială a instituției. Avem colaborări bune cu Compania Națională de Asigurări Medicale. Anul 2013 am finisat reparația secției de boli infecțioase de 350.000. Pentru anul acesta am obținut un proiect și vom finisa reparația secției chirurgie. O parte de acum este reparată și modernizată. Am implementat, să zic aici, la compartimentul ăsta, la secția chirurgie, am implementat în parteneriat cu asociații pentru susținerea special formată din Elveția, pentru susținerea Spitalului Raional Crivuleni. La eveniment a fost prezent și directorul Casei Naționale de Asigurări în Medicină, care a anunțat despre modificările, restructurările care se vor face în anul 2014. Mircea Buga mai spune că persoanele asigurate, cât și cele neasigurate, trebuie să fie informate la timp despre toate modificările operate în sistemul medical din țară. A fost modificată structura Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și înainte am avut 12 de agenții teritoriale. Acum sunt 7 agenții teritoriale, repartizate după principiul nord, sud, est, vest, deci denumirile sunt generice. Important este că marea parte din teritoriile care au fost anterior în agenție teritorială Urhei se regăsesc, deci aceleași raioane. Plus mai avem încă un raion în raza de servire agenției teritoriale, este vorba de raionul Crivuleni. Și aceste raioane vor fi în continuare în gestiunea agenției, inclusiv și personalul care a fost angajat a fost menținut în cadrele și în statele agenției teritoriale. O problemă a unităților spitalicești este lipsa cadrelor medicale, însă autoritățile publice locale dau asigurări că vor crea condiții cât mai bune pentru a motiva tinerii specialiști să activeze în spitalele raionale. Consider că este de datoria noastră, administrației publice locale, ca să găsim împreună cu compania, cu Ministerul Sănătății, să găsim modalitatea cum să facem ca să atragem acești tineri și atât strategia, anume aici ar trebui și sunt de acord într totul cu domnul președinte Relițchi, referitor la cadre. Deci noi trebuie să creăm așa condiții ca tinerii specialiști să-i aducem în teritorii și până la urmă asta și ne va motiva și pacienții noștri. Ce depinde competența Consiliul Raional este în primul rând de a crea condiții bune, condiții normale
pentru ca să le dăm posibilitatea medicilor noștri să-și activeze, să facă o activitate pe măsura așteptărilor. În primul rând, de la pacienții pe care, datorită lor, eu cred că și noi activăm. La Rezina s-au întâlnit reprezentanți din 5 raioane, Orhei, Rezina, Telenești, Șoldănești și Criuleni. În 2013, CNAM a contribuit la finanțarea proiectelor instituționale, alocând mijloace financiare din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale din cele 5 raioane, în sumă de circa 10 milioane de lei. Ina Komarovski, Alexandru Cebotar, de la Rezina pentru Elita TV. Un spectacol de dansuri orientale consacrat simbolicii anului curent a avut loc pe scena Palatului de Cultură din Râbnița. Evenimentul a întronit dansatori și artiști amatori ai tematicii orientale. Восток – дело тонкое. Восток – действительно дело очень тонкое. Принимали участие коллектив восточного танца, те, кто непосредственно занимается и интересуется всеми восточными новостями, коллектив восточного танца «Елан», эстрадный хор «Голос», эстрадный оркестр «Дикси», духовой оркестр. Ну, вот, пожалуй, еще участники вокального ансамбля «Шанс». Potrivit organizatorilor, spectacolul are scopul de a pătrunde în sufletul spectatorului și de a împărtăși publicului energia dansului oriental, care, indiferent de simbolica anului în curs, de fiecare dată captează atenția și impresionează prin magia stilurilor. De această dată, dansatorii au pus accentul pe stiluri orientale pe motive balcanice, preferate de publicul moldovenesc, cel puțin așa consideră organizatorii evenimentului. Это был стиль Балкан, потому что музыка балканская, очень хорошо люди её здесь воспринимают, нам близка по духу такая музыка. Мы же тут на территории Молдавии всё равно. Эти все переливы вызывают отклик у людей, поэтому под это весело танцевать. Potrivit spectatorilor, artiștii au reușit să impresioneze. Unii dintre fani au creat în orașul Râbnița chiar și un club al amatorilor dansului oriental. Концерт-ul получился очень яркий, сочный, и действительно это получилось по-восточному, как говорят знаменитая фраза: "Восток дело тонкое", и они включили очень много интересного, что принесло много хороших эмоций и хорошее настроение после этого концерта. Очень люблю концерты посещать и вообще приобщаться к музыке, к всему хорошему. И этот мы очень рады. Концерт очень понравился. И вообще, мне кажется, что нужно почаще встречаться. И это Восток, дело тонкое. Evenimentul a întrunit colective de dans și muzică orientală. Marina Angel, Ruslan Șolcan, de la Râbnița pentru Elita TV.